Hei, salutare, bine v-am găsit, stați că camera are piete. Așa, să fie curată. Așa. Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să filmăm o simplă zi din viața noastră, cum se zice, fără filtre, fără machiaj, totul așa cum este pe adevărat. Vărțarea mea numai ce a vibrat, că trebuie să pun la încărcat, trebuie să pun la încărcat și mai departe vără tot ce fac eu astăzi. Sergiu, apropo, este în oraș, o să fie cred că mai mult spre seară. Eu sunt acasă cu fetele, am făcut mâncare, am făcut ordine, am făcut multe chestii prin casă și rămâneți cu mine să vedeți ce o să urmeze. Mi-am pus vărțarea la încărcat, vărțarea mea nu mai știu ce număr este, este ultima și se încarcă chiar așa, vedeți care e o chestie pe magnet? Păi, așa, vibrează. Vibrează, atâta se încarcă. Deci, priviți ce se întâmplă dimineața noi în casă și fetele au mâncat micul dejun în lapte cu cereale. Am spus gunoiul să am făcut vesela. Fetele aici au luat micul dejun și acum le-am permis să se joace. Ce vă jucați voi? Noi îmbrăcăm pe prințese. Îmbrăcați prințesele? Fetiți, dacă sunt fetiți, se joacă cu fetițele, cu păpușelile. Ele n-au nevoie de mașinuțe, de împușcături, așa-i? Da. Îți place? Deci, am zis că ok, bine. Învățați-vă să deveniți viitoarele mămici. Cum să îmbrăcați copilașii, da? Da. Deci, eu înainte de a începe filmarea, apropo, a fost la metru, se vede hrăgeroi, e supra încărcat, am marinat niște, aici am marinat niște prepelițe, marinat cu ulei, sare și niște condimente și aici am marinat somon. Că zi somon? Astăzi să mâncăm pește și prepeliții. Care pește, care prepeliții? Eu mai mult prepeliții cât ce nu le iubește că au doar oase, deci că n-are carg nimic, doar oase, fetele la fel. Așa că e să mănânci mai mult pește, eu să mănânc prepeliții marinate, coapte în cuptor. Acum merg în primul rând să scot, să pun pe sfoară, să scot hainele din mașina de spălat, pentru că mi-a dat acolo fetele seciarbe, așa. Acum și o să le interzic să joace. Fetelor, dacă nu vă liniștiți, vă interzic să vă jucați. Iată, vedeți ce ceartă de la un joc. Nu se împacă, la un joc. Acum și văd, dacă nu le liniștesc, atunci le interzic să se mai joace. Așa, ce s-a întâmplat aici la voi? Eu vreau să-ți arăt că cu mine s-a îmbrăcat frumos pe fetița. Și? Melissa, e că vreau să apiese. Nu, Melissa, n-a apăsat că acolo s-a început să alge. Gata, am văzut, trebuie să vă jucați. Melissa, dacă mai aud încă o dată gălăgie că vă certați, eu opresc orice joc, bine? Ne-am înțeles? Jucați-o frumos, ok? Sau frumos sau deloc, ok? Că eu am ce vă dat de lucru, bine? Vă jucați da. Puțin, după aceea vă dau să faceți niște sărcinări ceva, ok? Așa, înainte de a pune cainele pe sfară, o să strâng fata noastră. Fatul meu este gata aranjat. Acum scot aceasta. Ca seara, nu știu de ce, cam burezeam arunțel. Luam arunțel și am pus asta în casă. Deja uscat acușa strâng. Și aici în locul ei pun toate hainele și apoi îl scot la balcon. Gata! A bătut cineva la ușă. Jasmin, poți să ieși dacă vrei? Da? Da, pe cum? Ieși să afară la joacă, afară așa frumos timpul, frumos, călduț. Mersi, tu e singură? Mersi, apăși. Ce ai acolo? Eu singură am făcut de cărșul ăsta și mi-e cădat. Wow, frumos. Dar ce este el? Se pune la gentuță, da? Da, e foarte drăguț. Ah, e se lipește, da? Mie parcă eu știu cum mi-a făcut, ea a luat așa o formiță. Ele cred că se vinde în magazin speciale și tu mai le pui, le aranjezi și apoi le lasă sau cu fierul sau cu ceva se lipește. Da, bine. Ai îmbrăcat-o și afară, bine? Cu Melissa? Cu Melissa,
Ieșiți afară, știu cum se pare, dar și sunt primul unde sunt stea ei telefon. Iurița, mergem afară. Da, mami, ieși afară, făcuța. Nu, ți-i derzic să stai, gata, va ajunge, va juca destul. Va juca destul. Că vedeți, mi-s acum e obraznică. Toți te văd cum ești obraznică. Ce faci ca o pisicuță? Arr, arr, ca un tigru, da? Mami, mă întrisesc pe mine. Hai, mămica, să dea hăinuțe și să afară, afară, afară de bine, la topogan, la scrânge. Ce-ți fă cu trotinetele, cu bicicletele? Gata, cu trotineta. Da, cu trotineta, hai. Eu îți dau hăinuțe, te îmbraci, gata, acolo închidem. Las că închid eu, ia o să închidec așa, hop, pui-mi și la, și gata, s-a închis. Gata, hai. În ultima vreme stăm în garaj, pentru că acolo e călduț. A văd că afară e timpul bun, așa că puteți ieși afară, bine? Da. Hai, vă dau hăinuțe și vă îmbrăcați și șiți. Ești gata? Da. Ia viza să te văd, ești îmbrăcată? Așa, te zic cu căștile, ok? Ți-a dat fularul, ești fularul la gât. Afară e soare, dar e rece. Cosmina, tu duci și hrănești urla de gunoi, bun? Da. Din curte nu ieșiți nicăieri, ok? Da. Hai, distracție frumoasă. Așa, eu sunt Gurica, acum o să fac lucruri și mai repede. Am spălat căldările și am schimbat sacii. Deci, următorul pas, spăl vesela. Vreau să vă arăt ce am făcut aici. Aici am niște nuci care le-am acoperit cu apă și le las pe vreo minim 4 ore să se hidrateze. Pentru că am zis că nucile, orice care fel de nuci, dacă le pui în apă pe minim 4-5 ore, dar cea mai bine să fie peste noapte, atunci sunt mult mai benefice și mai multe priorități din ele poți să obții pentru organismul tău. Și am zis, dacă nucile acestea le pui în apă, atunci le vin ca nucile care sunt verzi, care se decojează de coajă. O să vedem, o să vă zic că după ce se vor hidrata. Gata! Vesela mea este curată. Am pus-o tot aici să se scurg. Eu spăl și-o până o spăl aici, o lăs, după ce eu până acolo să se scurgă. Nu, o șterg, o șterg doar pe cea care o pun așa, una peste una în alta, în dulapuri. Șterg doar, o șterg acolo furculițele, lingurile și cuțite, doar le șterg și le pun ca să nu rămână piete pe ele. Deci aici este lista mea, când am multe de făcut, neapărat îmi fac o listă, pentru că asta mă ajută foarte mult să mă organizez. Deci am spălat și veselă și merg mai departe. Aici am un ceai de romaniță. Vă recomand foarte mult ceai de romaniță când aveți disconfort la burtă, vă doare stomacul, ceva, atunci pe ceai de romaniță fără zahăr, ajută foarte bine. Eu îl iubesc și așa să-l beau, pentru că știu că e foarte benefic. Fățuleanu mi-a venit acasă, a zis că a înghețat și că a început să sughițe. A venit să bea apă, să treacă sughiță și a rămas și acasă, da? Nu mai vrei să mergi afară? Da, e putea, mergi afară să mergi? Nu. Mai bine telefon să stai, da? Da. Nu știu ce să fac, să o desprind altă telefon, îi găsesc alte ocupații, dau desenată, îi dau să... să modeleze ceva, îi spun la plimbare, găsesc altă alternativă și ea totuși preferă telefonul, nu știu ce să fac ca să o, vindec de lipirea asta de telefon. Generația asta care cu telefoanele în mână numai. Miele, nu te afară și ceva tipu ușor. Scrieți în comentarii ce faceți voi ca să nu dați copilor vorbă telefonul, pentru că eu nu-mi place că stă mult în telefon, dar ea nu vrea nimic altceva. Sau ea vrea să face, dar se plictisește foarte repede. Scrieți, poate vă iați voi vreun leac, cum se zice, vreun medicament, vreo pastiluță fermecată, cum să fac să nu mai stă atât în telefon. Privit ce frumuseți am creat eu aici. Am amestecat peștele cu carnea pentru prima dată, am adăugat legume, sper că o să iasă ceva gustos, n-are cum să iasă gustos, posibil că carnea să aibă gust de pește sau peștele gust de carne, dar cred că nu se vorba de...
arat foarte bine până acum, la 180 de grade. Și iată, așa, când o să fie gata, o să vă arăt și o să zic cât de gustos sau nu gustos. Nu cred să fie gustos, dar o să vă zic. Cât timp se pregătește mâncarea, eu fac următorul punct, ordine în casă. Înainte de a face ordine, eu mi-am amintit că nu am mâncat încă nimic astăzi, așa că mi-am pregătit așa un iaurt grecesc cu bucățele de banană și o să mănânc foarte ușurel și după ce eu o să fac ordine. Aici cât de cât e ordine. Masa mea întotdeauna este plină, fac ordine și întotdeauna este plină. Ce este cosmetica mea? Adică o parte din cosmetica mea. Deci am alte niște planuri. Și atâta și toate chestiile care nu știu unde să le pun. Trebuie cumva să găsesc. Mie îmi place să fie cât mai puține locuri la vedere, dar dacă nu ne permite spațiul, facem așa cum este. Ok, și acum fac ordine. Mi-a rămas acolo pe de cât de cât tot știu că este ordine. Și știu că a făcut. A strâns, ia să văd. Da, aici este ok. De acolo cutii mare, o păstrăm, acolo a fost deja primit o chitară din Anglia, o chitară bas, a comandat pentru că el a început să învețe la bas, acum să cânte în biserică la chitară bas. Așa a fost chitara și noi cutia ei goală, nu o aruncăm special ca să facem un video ceva cu ea. Ceva interesant, o să inventăm noi neapărat. Iată așa și mie îmi rămâne că, apropo, după ce a pus, ce a rămas vasele spălvasele, aici aranjez patul, scuturi și aranjez, o să mătur, o spăl podel și o să fie curățel. Mai întâi de asta îmi pun ca fundal pentru că de grabă se termină sezonul sărbătorilor de iarnă. Nu știu, probabil deja s-a terminat. Astăzi la noi este dată din nou, apropo, când filmez acest video, 9 ianuarie. Și e bun ca fundal încă niște muzică cu tematica de Crăciun. Că zice Christmas. Și avem și cămin în casă. Uhu! Două căminuri, mic și mare. Pare rău că trebuie să întrerup această atmosferă, dar trebuie să mă auziți. Am vrut să vă zic că aici eu deja aproape am terminat. Mi-au rămas cuțitele și furculițele și lingurile să le șterg de aici, să le pun la loc. Visela care a rămas de la carne și pește care a fost marinat. Și aici a rămas să spăl podeaba. În fiecare zi noi facem curățenie umedă. Și baia. Dar până atunci vreau să văd ce se întâmplă în rolă, deoarece mâncarea deja îmi dă de știre că trebuie să o verific sau să o scot. Miroase toată casa, știți ce? A somon. Somonul a trecut orice. Minus aici, văd că legumele deja sunt gata. Minusul că legumele se prepară mai repede, peștele mai repede decât preperițele, dar sper că sunt tinere și sunt marinate și o să coacă mai repede. Acum și verific. Peștele, după cum văd, el este gata, legumele deja. Carne văd că făcuța intră foarte ușor, dar vreau să văd dacă ea este gata. Dacă nu este gata cărnița, atunci scot totul și las doar carnea. Se mai coacă, dar sper să fie ok. E gata și cărnița! E gata dacă vreau doar să rumenez mai mult, dar cred că să scot așa cum este. Așa, e ok, înseamnă că opresc. Să știți că, într-adevăr, prepelița are puțin gust de pește. Și asta îmi place. Să știți că am verificat încă o dată prepelița și, într-adevăr, este gata, este foarte suculentă și moale. Și peștele este gata, suculent. De să vă arăt puțin așa. Ia vedeți? Arată foarte, foarte bine, nu este uscat. Legumele sunt gata, așa că puteți le combinați împreună. Dar mai neapărat, dacă să fie
gata să fie suculente, trebuie să le marinați, să le țineți în frigider măcar o oră de vreme marinate. Eu am pus sare, ulei, măsline, ierburi și niște condimente care găseam eu, am găsit eu la mine prin dulap. Acum, ca să păstreze căldura, pentru că nu mâncăm chiar acum, o să acoper cu acest lanț de tigaie ca să mențină căldura. Și continui mai departe să fac ce am de făcut. Din lista mea aici ordine termină cu și caut idei de video. Apropo de idei de video, eu deja am câteva idei. Nu știu cum alți vloggeri, dar eu se întâmplă seara când mă culc, înainte de a dormi, mă inundă creativitatea, inspirația. Și aseară am inventat, mi-a venit idei de 2-3 videoclipuri, ce am de restrioare. Așa, fă pozele pentru următoarele video, trebuie să fac pozele ca eu, fac pozele pentru thumbnail, pentru coperțile videoclipurilor și faci foarte mult să fac asta și le fac, pregătesc din timp. Pentru următoarele videoclipuri, fă o salată, cred că nu o să fac deja pentru că sunt legume coapte, dar dacă copiii se vrei și cu Sergiu, o să le tai niște castraveți și roșii sau niște roșii murate. Așa, la plimbare avem un punct care o să facem împreună cu Sergiu deja seara, așa la plimbare toți. Și mai am ultimul punct, lista cu cumpărături pentru ziua de naștere a Jasminei. Astăzi este 9/12, adică marți, ziua de naștere a Jasminei. Și noi luni, aceste mele, Jasmina este afară, n-aude. Și noi luni, cu tăticul, o să mergem să cumpărăm toate produsele, toate lucrurile. Cadouul deja l-am cumpărat, trebuie doar să luăm și să-l ambalăm. Și încă niște cadouri mai vin încă din Anglia, să fie puțin mai târziu. Și astăzi să cumpărăm produse, să avem oaspeți. Trecem un timp frumos, am vrut mai multe să organizăm, doar de cauza carantinii nu putem permite prea mult, adică nu ne permite e pandemia aceasta, pentru că multe lucruri se închise. Am vrut la un teren de joacă mare să-l arendăm, să-l închiriem și nu putem. Așa că posibil că o să trecem acasă, să mutăm noi acasă niște jocuri și niște challenge-uri. Și iată așa cam lista de astăzi. Continuă acum cu urnea. Mă ajut să fac urnea, uita! Da? Ce-ți place? Speli podeaua. Vrei să dă speli podeaua? Da. Da? Ia uitați-vă ce ajutor are mămica. Bravo, scumpa. Hai, hai. Cum mămica te-a învățat? Numai nu călca, uite-te, acum ai să calci acolo unde este umed. Trebuie întotdeauna să mergi cu spatele. Nu cu fața, cu spatele, înțelegi? Așa și dă în spate și spală tot. Nici o bucățică să nu rămână uscată. Ok? Învârtește, apasă, câte ori? Câte ori trebuie să apeși? 3 ori. Gata, bravo. Du-te de acolo de unde ai terminat. De unde tu ai fost ultima dată, mămică? Iată așa. Cât fac eu aici o ordine în baie, fata mea a zis că gata, terminat. Eu oricum după aceea să șterg încă o dată, dar bravo. Iată, și a zis că mai vrea să mă ajute cu ceva, ajutorul meu. Și-am dat ceea ce îi place foarte mult, să șteargă oglinzurile. Și zici ce? Pentru că îi place anume să fac procesul ăsta de pș-pș. Avem muzică, Melissa! La 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 Mămică, poți să muști, să tragi cu dințișoare. Bine, cărnița e moale, gustoasă. Mâncați tot pocelile. Bun? Eu o să mănânc puțin mai târziu, vreau un tătic, ok? Deci, vreau să vă zic repertorul acestei nuci care le-am pus la hidratare. Au stat mai mult de 5 ore în apă și eu sunt uimită. Ele la culoare s-au deschis și, într-adevăr, s-au făcut ca nuci care sunt verzi, știi, care se decojesc de cojiță. Iată așa, foarte gustoși.
prima dată am făcut chestia asta, mi-a spus cineva că la gust și la fâsare înseamnă cu nucile verzi când le pui în apă, dar nu așteptam chiar că ar să fie așa. Mamică, poți să decojești cojița. E bun. E foarte bun. Mi-a privit frumoasa mea micuță cum mănâncă rodii. Eu îi pun semincioarele și ea suge doar deasupra sucul și restul îl pune aici. Sunt gustoase, mică? Ia să văd. Mulți fetele mele ce fac ele acolo în garaj. Ia uite ce fac fetițele aici. Voi vă jucați? Nu știam că aveți și masă aici de... Asta, asta pentru ping-pong, da? Masa. Da. Mai voi tot strâng. Dar nu voi să fric vouă? Nu. Nu? Meli, te-ai pornit după jos, spune așa, ai rămas aici, da? Ha, mie îmi place, stai dacă vrei. Nu vă curcă. Nu vă curcă ea. Nu? Nu. Puțin numai, da? Vezi că te-ai să fii cu minte? Bine? Fii cu minte că fetele să te primească în colectivul lor, bine? Ok? Hai, ne-am înțeles. A venit și comora mea acasă. Cu mâncărica, ți-a plăcut? Super! Încă mănânc și eu o bucată de somon. Ia priviți la lista mea. Tot este gata, afară de punctul la plimbare. Încă mănânc asta, ne îmbrăcăm și mergem la plimbare. Da. Iată lista cu cumpărători. Pentru ziua, Jasmine. Aici ideea de ce să pregătim și aici cumpărăturile. Și aici am 10 idei de filmări. Mulțumesc că ați fost până la final împreună cu mine, cu noi. Mâncăm și mergem la plimbare. Dar cum o să ne plimbăm, o să vedeți în următorul vlog. Pa, pa!